Din partea grupului parlamentar al PSD, înțeleg că mai există o intervenție din partea domnului deputat Solomon. Vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu o să-i mulțumesc însă domnului prim-ministru, pentru că și astăzi a venit și ne-a vorbit despre nimic pentru... Stă cu spatele aici. Pentru a cincea oară în trei luni, domnul prim-ministru ne citește același discurs. Probabil că e o problemă la nivelul consilierilor domniei sale și ar trebui să nu-l mai pună în această situație delicată. Pentru că ne pune și pe noi într-o situație jenantă și pe dumneata. Și stai liniștit, nu te nervoza. Că o să ai probabil drept la replică. Stăm aici și discutăm despre nimic, pentru că mai nimic a făcut domnul Boc și guvernul domniei sale în ultimul timp și ne vorbește despre măsuri de modernizare a țării. Eu îi atrag atenția domnului Emil Boc că țara e acea entitate cu străzi, cu orașe, cu sate și cu oameni în ea, iar ceea ce vrea să facă domnia sa împreună cu domnul președinte Băsescu este o modernizare a statului. Numai că pornind de la ideile pe care le au domniile lor în plan, eu nu cred că putem vorbi despre o modernizare sau reformare a statului, ci doar despre o deformare a statului. Astfel că domnul prim-ministru vine pentru a nu știu câta oară în ultimele luni și ne vorbește despre responsabilitate, dorind să ne prezinte nouă persoana sa ca fiind cea mai responsabilă persoană care ocupa funcția de prim-ministru. Și haideți să vă spun cât de responsabil este domnia sa. De exemplu, în chestiunea șomajului. Domnul Adrian Năstase, în 2001, când a ajuns premier, a găsit o rată a șomajului de 10,5%. În 2004, rata șomajului era de 5,9%. Domnul Tăricianu, aici de față, a găsit în 2005 o rată a șomajului de 5,9% și l-a lăsat în 2008 la 4,4%. Domnul Boc, într-un singur an, a reușit performanța, ce-i drept, istorică, de a ridica rata șomajului de la 4,4% la 8,3%. Ei da, asta este o responsabilitate de prim-ministru, cel care vine în fața noastră și vă spune de atâtea ori că face destule lucruri pentru ieșirea din criză, dar nu știe cum să trimită cât mai mulți oameni în șomaj. A produs acest guvern și nu se spune nimic aici despre o hotărâre de guvern cu privire la finanțarea per elev. Iar această hotărâre de guvern lasă învățământul românesc în subfinanțare și mai mult decât atât, vedeți ce se întâmplă în toată țara, au rămas profesorii fără bani încă la începutul anului. Gândiți-vă că la sfârșitul trimestrului 4, nu există la nicio primărie bani prevăzuți pentru fondul de salarii în învățământ. Prin urmare, cei 15.000 de șomeri vor fi făcuți doar în urma acestei hotărâri care din birou și dintr-un calcul contabilicesc va trebui să trimită, iată, 15.000 de dascăli în șomaj, lăsând până la urmă rezolvarea problemei subfinanțării învățământului pe seama altcuiva. Vorbește domnul prim-ministru despre investiții în diverse domenii și nu mai comentăm pentru că nu are rost că toate sau majoritatea acestora cele mai importante se duc în vestul țării. Eu vin dintr-un județ și anume Vasluiul care are 14% rata șomajului în scripte. Ceea ce înseamnă că șomajul real este undeva la peste 25%. Și nimic, nicio investiție nu se duce către acea zonă a țării pentru a putea absorbi din șomerii care i-a produs acest guvern și nu altcineva. Vorbește despre faptul că va face destule investiții în diverse domenii, dar nu vorbește despre cei 10.000 de șomeri de la CFR Marfă. Duce CFR-ul acest guvern în faliment, iar toate mărfurile se transportă pe străzi și autostrăzi, câte ori fie ele în România,
pe camioane care distrug nu numai șoselele din țara asta, dar și străzile din municipiile și orașele acestei țări, unde guvernul Boc nu găsește de cuvință să facă șosele de centură. De ce, domnul premier, duceți CFR-ul în faliment și nu faceți ceva ca toate aceste mărfuri să fie transportate pe calea ferată? Pentru că un singur lucru vă atrag atenția, în România singura cale de circulație fără gropi este Dunărea. Restul toate sunt pline de gropi. Și le-ați adus în acest stadiu dumneavoastră și cu ministrul Berceanu, cei care de un an de zile vă tot lăudați cu fel de fel de investiții în infrastructură și nu reușiți să faceți mai nimic. Vorbește domnul Toader, care iată nu e în sală, despre cât de bun este guvernul Boc. Și normal că poate să vorbească. Domnul Toader este deputat de Tecuci. Un lucru minunat. Și să-i dorim sănătate și celor care l-au ales. Numai pentru că domnul Toader este lider de grup la grupul PDL din cameră, la Tecuci se începe în luna aceasta a doua șosea de centură. În vreme ce Bacăul, Bârladul, Deva și alte orașe importante din țara asta nu au șosea de centură. O să vă rog domnul să Boc, finalizați, vă rog, pentru secundă, că doamnă, s-a și termin timpul a fost minute. De ce, domnul Boc, nu faceți câte o șosea de centură la fiecare oraș și la unele faceți câte două? Și dacă ar fi să concluzionez, se vorbește despre stimularea investițiilor și tot felul de măsuri de acest gen. Eu vreau să vă întreb, domnul premier, v-ați gândit vreodată la o măsură, nu știu, un codul fiscal în legea administrației publice, prin care să dați posibilitatea autorităților locale să acorde stimulente fiscale, să scutiri de taxe, știu, terenuri gratuite poate pentru investitori, sau la prețuri foarte mici, pentru că așa cum este legislația astăzi, dacă un primar face astfel de chestiuni, îl plimbați cu televiziunea pe la DNA. Vă mulțumesc!